Că noi ne uităm la România asta a noastră, unde trăim, țărișoara asta a noastră. Cea mai frumoasă formă de relief din lume. Cel mai frumos arc carpatic, care are un rol extraordinar. Cine nu știe geografie, vorbește de pe păreți. Cele mai frumoase podișuri. Cele mai frumoase dealuri. Cele mai frumoase câmpii, cele mai frumoase lungi, cele mai frumoase ape, cele mai frumoase râuri, cele mai frumoase fluvii. Deci, în acest colț de lume unde ne-a pus Dumnezeu pe noi, n-are nici Elveția, nici Austria, nici Suedia, nici Belgia, nici Danemarca, nici Irlanda, nici Finlanda, nimeni. Este cel mai frumos loc din lume demonstrat de specialiști. Din punctul de vedere al rezervelor, unde s-a făcut un calcul cât s-a furat de-a lungul istoriei din țara asta și încă este. De-a lungul istoriei, nu de ieri de azi. De-a lungul istoriei. Deci, e un loc binecuvântat. Asta e treaba lui Dumnezeu, nu-i treaba. Dar este și treaba celor care pun genunchiul la rugăciuni, care fac mătănii, care se roagă, care slujesc într-un altar, care prind o lumânare, care fac o liturghie, care bat o metanie, care pomenesc un mort, care prind o lumânare. Dumnezeu răsplătește aceste lucruri cu daruri. De exemplu, ceea ce nu știu unii sau nu vor să știe, este următorul lucru. La moartea lui Nea Nicu, al lui stăpânul Ceaușescu, noi avem 10 milioane hectare de jumătate de teren arabil, dat culturilor, din care 5 milioane era irigat. Azi avem 5 milioane, dar vândut. Nu irigat. Am avut, în 1989, 9 milioane de bovine. Am avut aproape vreo peste 10-15 milioane de ovini. Astăzi suntem sub 1 milion de bovini, cu tot, cu fermi, cu oameni, cu particulari, cu tot. Și nu știu dacă mai suntem la 2 milioane de oi în toată România. Hai să spunem că poate 3. Deci, oamenii s-au învățat că nu mai este nevoie de muncă. Și au venit formele noi de îmbogățire, formele tehnice. Care sunt formele tehnice de îmbunătățire? Pentru mari occidentali ai lumii, care stau într-un birou și pun așa câte patru pereți de calculatoare, ei știu să urmărească bursa aia. 1%, 2%, 3%, 5%, când trece 24 de ori, își fac calcule și din calculator își duc după niște indici, niște sume în conturi. 1 milion de euro azi, poate 1 milion mâine, poate 1 milion poi mâine și ei se îmbogățesc din niște jocuri financiare contabile. Aia nu-i bogăție, e ceva fictiv. E hârtii goale. Bogății e când se înnărâi pământul de păduri, când se înnărâi pământul de agricultură, când se înnărâi pământul de animale, când se înnărâi lumea de prosperitate, când se înnărâi lumea de hărnicie, când se înnărâi lumea de livezi, când se înnărâi lumea de oi, de boi, de porci, de cai, de bunăstare. Dar unul nu iubește bogăția asta. Înainte era spus așa, dacă un om avea un cal, deja era gospodar, dacă avea o vacă, nu era sărac. Așa se spunea. Capra era vaca săracului. Iar oaia era animalul celui care vrea să nu fie necăjit, așa se spunea. Patru oi însemna că nu ești necăjit, așa spunea. Are cinci oi. Așa era la țară. Da, erau alte repere. Alte repere. În momentul ce lumea s-a civilizat, au apărut tehnologiile, că doar noi vrem, nu vrem, au apărut modernitatea. Și ce a început să facă modernitatea? A început să facă acest sistem modern pe care îl vedem astăzi. Și astăzi în sistemul modern. Avem asta, cum se cheamă, tehnologia orășănească. Ați văzut? Apartamente peste apartamente. Ce facem noi cu aceste apartamente? Cine nu are și cumpără și stă în el, îi prisosește un ban și bă, banul se schimbă. Ia să-mi iau un apartament și să-l închiriez. Zice că e o sursă de venit. O fi, dar tu pui priza, tu repari, tu păzești, Da. muncești, trăiești. Ăla îți poate pleca, nu îți poate plăti. Sunt niște stresuri, se adună. Dar na, ești bogat, ai avere. Altul zice așa. Da, ce să iau apartament? Lasă că pun la bancă și iau dobândă. Îți iei bani acolo în bancă, să doarmă și tot aduni și aduni și aduni și aduni. Și nu știu dacă ați văzut așa că după Revoluție, la un moment dat, era și pe noi, prin România, un fel de top, să spunem, unde aveam și noi vot
350 de miliardari. Acum întrebarea mea este așa. De ce a fost găsit domnul Iarbașu necat în piscină dacă era putră de bani? De fericire? Nu. Stresul și grija te omoară cu tău cu bani. Spune Slavici, un mare scriitor creștin, fecior de preot, venit din neam de preot. Dacă este vorba, nu averile și banii, ci liniștea bordeiului tău te face fericit și liniștit. Avem pe fata lui Petru Rareș, care moare nebună la turci, săraca, trecut în sistemul musulman. Avea o noră care a băgat-o în haremul sultanului și toată viața au pândit să-și pună toți feciorii domni în Moldova sau în țara românească. Nu i-au ieșit toate cum au vrut ea, că erau și alții mai bogați ca ea, care răvneau cu aceleași șmecherii, că asta e dică în lumea. Însă când a ajuns în scaunul țării, după moartea lui Mircea Ciobanu, soțul ei, cea care a făcut Iezărul Vâlce, acolo e mănăstirea chitorită din Mircea Ciobanu, vin mari viziri la încoronarea ei, vin mari boieri din Moldova, din neamul mușatinilor a lor, din neamul basarabilor. De fapt a fost și singura femeie bărbat care a condus pe câmpul de luptă oștirile. O femeie jos pălăria, nepoată cu sângele lui Ștefan cel Mare, ea nu era de asta care se epila și murea de frică dacă bătea cineva la ușă noapte. Și este întrebată: cum vă simțiți cu coroana pe cap? Nicu Gani scrie în trecute vezi de doamne și domniții, un scriitor foarte iscusit, foarte frumos. Eu le-am citit, pe mine m-a fascinat. E o istorie mai puțin cunoscută sau e o istorie discret romanțată, dar cu documente și anumite adevăruri. Și zice așa, nu m-am bucurat niciodată că am fost fică de domn, și mai ales din osul marelui Ștefan. Asta cere o responsabilitate în plus și o demnitate în plus. O plăcere cât de puțină și foarte ascunsă și adeseori chiar neștiute, se referea la viața personală, dar niciodată cei mici și slabi nu vor ști ce înseamnă să îngenunchezi, să te rușinezi, să te umilești ca să fii bine celor de sub tine. Răzășițele stau ziua cu furca și noaptea cu soțul în pat și sunt că sunt femei. Eu stau în șaua caldă și ziua și noaptea, iar când mă plictisesc, mă pun în tron să diriguiesc treburile țării. Femeii sunt doar în gândurile mele. Deci, vedeți? E o formă de bogăție care noi ce vedem la Ștefan cel Mare? Pază 7 de mănăstiri. Ieron Barnovski, vă 5. Lăpușneanu, vă 3. Ăsta la altul, cum îl cheamă? Tomșa, 2 sau 3. Ăsta la altul, după Ștefan, Bogdan, câteva. Rare, jo 15, pictate și reparate și făcute după tatăl lui. Nu-s bogățiile lor. S-s bogățiile țării, s-au dus și ele au rămas. Au venit toți străinii lumii să le vadă. Voronețul, Sucevița, Moldovița, Humor, Putna, Probota și așa mai departe. Toată lista asta, UNESCO. Ei, domnii ăștia au purtat salbi de aur la gât, au purtat haine de borangic, de samur, de postavuri scumpi, de fir, de mătase, de astea. Dar nu știe nimeni ce a fost în sufletul lor, cât au tremurat, cât au purtat grijă, cât au muncit. Pentru că cel care este sărac are două calități. Are timp să trândăvească și să lenevească, că el e veșnic victimă, dar există o sărăcie contestată și una adjudecată. Ce înseamnă? Sunt o mamă văduvă, mi-a plecat soțul în război și am rămas cu 7 copii. Da, acolo statul trebuie să se implice, să o ajute, pentru că el a murit pe front, indiferent că era în timpul medieval, că era în timpul ăsta regal, cum se numește ăsta cu regele, regalist, sau în timpul comunist. Dar statul întotdeauna a avut grijă de chestia asta. Ei, pe când, în momentul când eu am caiet la crâșmă și am luat ajutorul social, și când s-a împlinit luna, mă duc să-i las în caiet, nu să-i duc acasă de pâine la copii, aia nu este sărăcie. Asta e cu totul altceva. Da, da, da.